În fiecare an, la 28 februarie, este sărbătorită Ziua Protecției Civile sau Ziua Apărării Civile. Anul acesta se împlinesc 90 de ani de la înființarea acestor structuri în România. Instituțiile responsabile din Sânicolaou Mare au punctat acest eveniment, iar persoanele care au trecut prin centrul orașului au putut să se informeze în privința incendiilor, siguranței locuințelor și a măsurilor de protecție în ceea ce privesc cutremurele. Astăzi se împlinesc 90 de ani de la înființarea Protecției Civile. Ocazia Zilei Protecției Civile, stația de pompieri Sânicolaou Mare, eu împreună cu colegii mei de la subunitatea Sânicolaou Mare, desfășurăm o activitate de informare preventivă a populației să fie pregătiți în cazul producerii a unor calamități, de exemplu cu tremure, inundații. Oamenii trebuie să fie informați, să împărțim și pliante la toți oamenii care o să vină pe aici și o să informăm mai multe. Protecția civilă în România a fost înființată în anul 1933 prin decretul regal numărul 468. Acesta aproba regulamentul de funcționare a apărării pasive contra atacurilor aeriene, având ca scop limitarea efectelor bombardamentelor aeriene asupra populației și resurselor teritoriului, fie asigurându-le protecția directă, fie micșorând eficacitatea atacurilor. Conceptul de protecție civilă se referă la ansamblul sistemelor, structurilor și resurselor gestionate de guverne și care sunt orientate spre protejarea populației non-combatante în principal în caz de dezastre naturale și tehnologice. Această definiție este valabilă în special în arealul geografic al Uniunii Europene. În caz de cutremur, ei trebuie să cunoască unele detalii. De exemplu, să fixeze mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau un element de construcție solid. Să amplaseze obiectele grele care se pot răni în partea de jos a încăperilor, să nu fie agățate fără a fi asigurate cu ceva dibluri în perete. Să stabilească ca unii membri din familie să aibă, în caz de producerea unui cutremur, să aibă pregătită un rucsac, un bagaj în care să aibă pentru un kit de supraviețuire pentru câteva zile, să aibă o lanternă, să aibă baterii, să aibă o trusă de prim ajutor, apă să aibă. Și o să mai facem și o campanie în legătură cu siguranța la improvizație. Să nu intervină la instalațiile de gaz fără să fie autorizat, să cheme în orice situație, să cheme o echipă care poate să intervină la instalațiile electrice sau de gaz. România a realizat în anul 2004 un proces de reformă instituțională, reunind protecția civilă și pompierii militari într-o structură unitară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.